Sute de copaci au fost tăiați în ultima perioadă din pădurea Crâng. Defrișările, care i-au îngrijorat pe mulți buzoieni și au crezut că este vorba despre furturi masive, sunt însă realizate chiar de angajații ocolului silvic, fiind o măsură necesară impusă de o boală ce atacă o anumită specie de copaci. Mai exact, potrivit specialiștilor Direcției Silvice Buzău, arborii din specia ulm de câmp au început să se usuce pe mai multe parcele din Crâng. Fenomenul fiind observat în vara anului trecut în plină vegetație. Analizele au arătat că ulmii sunt infectați cu o ciupercă pentru combaterea căreia nu există tratament. În vara anului trecut, personalul silvic de teren din cadrul ocolului silvic Buzău a constatat un fenomen de uscare la arborii de ulm din trupul de pădure Crâng. Mai departe, acești arbori au fost puși în valoare, marcat înseamnă, conform amenajamentului. În paralel cu această acțiune de marcare, s-a solicitat Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură efectuarea unor analize pentru stabilirea cauzelor acestor uscări, precum și a metodelor de combatere a factorilor care au provocat uscarea acestor arbori din specia ulm de câmp. Am primit rezultatele acestor analize, care conțin inclusiv 3 recomandări. Mi s-a confirmat că agentul patogen care provoacă uscarea speciilor de ulm este Ophiostoma nova ulmi, boala olandeză a ulmului în denumirea populară. Menționăm că pentru această boală nu există un tratament. Pentru a împiedica răspândirea bolii, silvicultorii au marcat arbori în volum de peste 700 de metri cubi și au început tăierea acestora. Din păcate, aceasta este singura soluție pentru a opri fenomenul. S-a constatat ulterior că sporii la ciuperca asta se răspândesc atât pe vânt, atât cu ploaia și, ce e cel mai rău, se răspândesc inclusiv de la atingerea rădăcinilor în pământ. Aia este problema cea mai mare. Deci, practic, nu se poate face o combatere a acestei boli. Referitor la uscarea ulmilor din pădurea Crâng, specialiștii Direcției Silvice estimează că volumul arborilor uscați ce se va exploata va ajunge la 1500 de metri cubi. Totodată, la recomandarea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură, s-au instalat suprafețe de probă pentru monitorizarea fenomenului uscării. Suprafețele defrișate în această iarnă urmează să fie reîmpădurite la primăvară. Ulmul nu va dispărea totuși complet din Crâng, pentru că în pepiniera din Simileasca a ocolului silvic Buzău se vor instala culturi din tipuri mai rezistente la acest gen de ciupercă.